Ideea postului cu apă ca terapie a pornit de la medicul Otto Buchinger, care la începutul secolului trecut s-a vindecat de o poliartrită severă, după ce a ținut două posturi cu apă, primul de 40 de zile, iar cel de-al doilea de 19 zile. El a aplicat logica reducerii inflamației prin restricția calorică. Vestea s-a răspândit repede, iar doctorul a înființat o clinică specializată în post cu apă, care funcționează și astăzi. În România încă nu avem astfel de clinici, dar există medici care recomandă și supraveghează persoanele care postesc doar cu apă un timp mai îndelungat. Bine, lumea nu înțelege că nu trebuie să consumăm deloc alimente și ne vom folosi doar de apă curată pe care să o bem de fiecare dată când ne este foame, nu? Să ne umplem stomacul și să-i dăm senzație stomacului că l-am umplut și atunci senzația de foame, care e un simptom, da? E un simptom care trece după un anumit timp, 30-45 de minute, trece. În România, cei care s-au încumetat să țină post cu apă pe durate mai lungi s-au organizat în grupuri pe rețelele de socializare, acolo unde se sprijină și își împărtășesc experiențele. Vasile Nemeș și Ionel Zvâncu sunt doi astfel de oameni care au deschis calea acestei terapii prin experiența proprie. Ai ținut vreun astfel de post? Da, desigur, sunt fan al postului, noi ne-am auto-intitulat postitori. Adică oameni care țin postul cu apă. În urmă cu mai mulți ani am început câte o zi, două, trei și bineînțeles că am simțit imediat efectele benefice. Prin asta pot să spun, am început să elimin kilograme în plus, care erau în plus. Hipertensiunea arterială a scăzut, colesterolul, trigliceride, nivelul zahărului din sânge, nivelul insulinei, starea de bine a devenit pronunțată. Ionel Zvâncu, supranumit de cunoscuți campionul postului, a ținut 3 sesiuni de 40 de zile de post negru doar cu apă și asta în decurs de un an. A slăbit de la 160 de kilograme la 90 de kilograme, iar beneficiile de care povestește sunt mult mai mari. Ce beneficii ți-a adus postul cu apă? Postul cu apă mi-a adus nenumărate beneficii pe lângă armonia în familie și împăcarea cu cei din jurul meu. Am avut parte de îmbunătățirea sănătății, deoarece am avut ceva probleme cu greutatea, scăpase de sub control și aveam tensiune, aveam probleme cu sforăitul. Cred că postul de lungă durată este un post eminamente spiritual. Beneficiile medicale se pot obține și prin durate mai scurte și repetate. Știu eu, un post de 5-7 zile pe care îl repeți de câteva ori pe an până când obții valorile de glicemie, de știu eu, lipide care te interesează, de diminuarea inflamației. Asta e foarte important și am uitat să spun. Vasile, sigur, a slăbit, dar are o stare de bine, în primul rând o stare psihică extraordinară. Postul negru fără supraveghere medicală nu este indicat, spun specialiștii. De aceea, chiar înainte de a începe, cel mai bine este să luăm legătura cu medicul nostru, singurul care ne poate sfătui în această terapie.